Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbesc despre acea companie de care v-am mai menționat până acum. M-am menționat-o și prin live-uri, chiar am menționat într-un live că este cea mai bună sau printre cele mai bune investiții pe care le puteți să le faceți în această perioadă, având în vedere oarecum situația globală, situația economică, starea în care se află compania și potențialul pe care îl are. Și am zis că o să fac un video dedicat despre aceasta și așa cum v-ați văzut din titlu, așa cum v-am prezentat în acel live, vorbim astăzi despre Taiwan Semiconductors, adică ticker symbol TSM, așa îl găsim pe bursa din Statele Unite. Și de ce am ales Taiwan Semiconductors? Adică de ce zic că este o companie atât de bună? De ce insist pe ea? De ce nu menționez alte companii precum Intel sau Samsung? Pentru că și ei sunt producători de chipuri, de semiconductoare și menționez atât de mult Taiwan Semiconductors. Și o să încep chiar printr-o comparație între cele trei. Dar până să ajungem acolo, vreau să fac o mențiune foarte importantă despre ideea asta de chipuri de semiconductoare. Sigur ați văzut până acum toată treaba asta cu nanometri, că un chip este pe 5 nanometri, 10 nanometri, 20 de nanometri, nu mai știu exact cum era multiplu. Ce înseamnă asta? De ce e important să fie pe mai puțin nanometri? Adică de ce e important ca numărul acela, când vorbim de nanometri, să fie mai mic? Când spunem că este pe 5 nanometri, ne referim de fapt că tranzistorul are 5 nanometri. În sine, numărul de tranzistori care poate să încapă pe un chip, pe un semiconductor, este mult mai mare. Când numărul de tranzistori este mult mai mare, înseamnă automat că puterea de procesare crește și ceea ce poți tu să faci cu semiconductorul respectiv este mult mai mult. Și ca să vă dau un exemplu, că am aici niște date statistice mai clare, în perioada anilor 2000 aveam chipuri cu tranzistori pe 180 de nanometri. Ceea ce însemna că puteau să intre pe un semiconductor, pe un procesor, 42 de milioane de tranzistori. În 2010 tehnologia a avansat foarte mult, multiplul acela a crescut în ceea ce privește nanometri și am ajuns să avem chipuri pe 65 de nanometri, unde încăpeau 2 miliarde de tranzistori. Ceea ce duce undeva la X40 în ceea ce privește numărul de tranzistori care poate să se afle pe un chip. În 2020, în schimb, am ajuns să avem 25 de miliarde de tranzistori pe un chip. Asta se traduce prin 5 nanometri, însă nu toate companiile poate să facă, sunt în stare să facă astfel de chipuri atât de performante pe 5 nanometri. Știm clasicul Apple care a obținut această performanță, însă motivul pentru care am dat Intel în jos a fost fix acesta, sau unul dintre motivele pentru care am dat Intel de pe podium sau acolo în jurul top 3, mă rog, el încă e cam în top 3, că ar fi al treilea, dar discrepanța dintre celelalte două de mai sus este atât de mare, fix din pricina asta că Intel poate să facă momentan numai pe 10 nanometri. Așa că este o diferență foarte mare, puterea de procesare este, ce să mai este, o discrepanță fantastică între ele. Și acum să ne întoarcem la cele trei, la o comparație, până să trecem în analiza propriu-zisă a TSM. Taiwan Semiconductors. Care este primul motiv pe care l-am menționat în prima fază și în live, pentru că am vrut să menționez așa foarte pe scurt niște detalii, și care trebuie luat de fiecare dată când analizăm, trebuie luat în considerare de fiecare dată când analizăm o companie. Ce vrei tu de la respectiva companie? De ce alegi anumite companii, pe lângă datele financiare bune, pe lângă, nu știu, faptul că este arhicunoscută, de exemplu Intel, cred că este pentru mulți oameni obișnuiți, mult mai cunoscut față de Taiwan Semiconductors, de Samsung nu mai zic. Motivul este că are o cotă de piață gigantică, fantastică, semi-monopol așa. De ce spun lucrul ăsta? Păi, cota de piață este undeva între 56-60%. Și pentru a susține aceste informații, am găsit chiar niște date statistice de pe statistica.com, parcă îi zice, cotele de piață în Q1 2021, pe domeniul semiconductoarelor în perioada 2019-2021. Vedem că a fluctuat, însă nu am, dacă ne uităm, pentru că am făcut poză în mare parte la datele de pe Q1 2021, puteți să vedeți și după ochi, faptul că TSM, mă rog, TSMK apare aici, dar este ticker simbolul TSM,
are o cotă de piață în prezent de 56% globală, subliniez globală, contează foarte mult că e globală și nu e regională, pe un singur continent și așa mai departe, e globală, urmat departe, la light years away, de Samsung cu 18%, Global Foundries și așa mai departe. Intel nici măcar nu apare aici. Deci, un mare avantaj pe care îl are Taiwan Semiconductors este că are o cotă de piață mare, are unde să plece capul și lumea are nevoie de el. Un alt motiv este că pentru chipurile de sub 10 nanometri, cota de piață, iarăși, pe care o are TSM, este de 90%. Adică, v-am zis mai devreme că Intel nu a reușit să facă chipuri sub 10 nanometri până în prezent. Dar cine credeți că face chipurile performante pentru toate companiile din lume? TSM. Și cine, ce companii sunt aceste companii atât de performante de care vorbesc? Păi AMD, Apple și Nvidia. Toți aceștia, chiar și Qualcomm, sunt clienți TSM. Aveți în vedere chiar faptul că Apple a migrat de la Intel, de la care folosea i3, i5, i7 și așa mai departe pentru laptopurile, pentru MacBook-urile sale, a migrat către TSM pentru a-i construi noile sale chipuri M1X care o să apară, M2 și așa mai departe. Însă sunt chipurile native Apple, care în schimb ele nu sunt fabricate de Apple. Apple n-are capacitatea de a fabrica chipurile, însă are designul, are ideea construcției în spate și îi dă frumos lui TSM o comandă, boss, fă-mi și mie chipul ăsta așa, și TSM livrează. Așa că importanța TSM la nivel global este fantastică, pentru că avem atât de multe companii importante care depind de ei. Gândiți-vă că, de exemplu, AMD, chipurile lor sunt folosite în PlayStation. Avem Nvidia. Nvidia tot așa este un jucător foarte mare pe piața semiconductoarelor, însă este axat mai mult pe partea de plăci video. Deci TSM în sine este mult în fața competiției. Și am menționat Samsung. Și de ce nu mă axez mai mult pe Samsung? Pentru că și Samsung este o companie mare, importantă, are o tehnologie bună, da, total de acord aici. Care e problema cu Samsung? Samsung, 60% din chipurile pe care ei le produc, le folosesc ei. Adică le găsim în dispozitivele lor, în telefoane, în televizoare și așa mai departe. Nu este, adică eu văd mult mai bine ca tu să-ți vinzi propriile produse, având în vedere că Taiwan Semiconductors este ramificat și vinde și către Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, mi se pare că are o siguranță mult mai mare. Nu depinde de un singur producător, el în sine, ca să-și vândă produsele. În schimb, Samsung cam asta face. Și în ochii mei pierde puțin teren din acest punct de vedere. Mai departe, și Samsung a pierdut clienți în fața lui TSM. Atât Apple cât și Nvidia se folosea de capacitatea de producție a lui Samsung, de tehnologia Samsung, pentru a-și produce componente semiconductoare pentru dispozitivele sale. În prezent, nici Apple, nici Nvidia nu mai apelează la Samsung, apelează la TSM. Așa că de aici se explică și de aici reiese și explicația cu această cotă de piață fantastică pe care o are TSM. Dar am vorbit destul despre partea asta, așa, despre povestea asta, de ce e TSM atât de extraordinar, să trecem un pic și la partea de cifre. Și am câteva grafice pregătite. Pe primul grafic, ne uităm pe financials, avem primul grafic, revenue și net income. Ce vrem să vedem la o companie în general? Vrem să vedem revenue în creștere, vrem să vedem net income în creștere. Foarte important să aibă o pantă ascendentă, pentru că asta înseamnă că se dezvoltă. Mai departe, cash și debt. Cash, vedem că este și el la rândul său în creștere, a avut o mică scăpare pe aici prin 2019, însă, per total, este în creștere, produce mult mai mult cash față de cât producea în trecut. De asemenea, debt este și el puțin, a fost într-o pantă descendentă, după aceea a intrat iarăși într-o pantă ascendentă. Însă, partea bună la debt este că de fiecare dată a stat sub cash-ul produs, așa că TSM produce mult mai mult cash, generează mult mai mult cash decât are datorii. Nu este într-o situație
de insolvabilitate, într-o situație periculoasă, cât să ne facem griji, pentru că, vedem, debtul TSM este sub jumătate față de cash-ul produs. Iarăși vedem și pe operating cash flow, free cash flow, net income, vedem o creștere, lucru iară care ne bucură. Mai departe, un alt grafic care oarecum subliniază cam aceleași lucruri, însă ce vreau să punctez este că asset-urile TSM versus datoriile TSM, aici, deci aici vorbim asset-uri generic, nu doar cash-ul, sunt mult, mult, mult light years pe Marte mai mari față de datoriile pe care le are. Și revenue, așa cum am punctat mai devreme, este în creștere împreună cu net income. Adică avem și o altă sursă, această sursă este Morningstar. Înainte, sursa pe care am folosit era Guru Focus, care ne arată același lucru. Aveți în vedere că aceste sume pe care le vedeți aici sunt în New Taiwanese Dollars. Adică dacă vă uitați și vedeți, are de exemplu 802 miliarde cash, de fapt sunt 802 miliarde cash în New Taiwanese Dollars, deci nu sunt în dolari americani. Putem să ne uităm și la price per books, price per cash flow și așa mai departe. Ceea ce este puțin mare este price per earnings. Față de media pe care o are TSM în mod normal, este cam aproape de maximul pe care l-a avut în ultimii, cred că 10 ani sau 20 de ani. Însă nu este o problemă, din nou, motivul pentru care subliniez că nu este o problemă când vedem mici, hai să zicem nereguli, și subliniez mici pentru că sunt detalii relativ neimportante având în vedere potențialul și necesitatea TSM. Atunci când vorbești de o cotă de piață mare și vorbești de avans tehnologic pe mașini electrice, pe telefoane, laptopuri, calculatoare și așa mai departe, televizoare, alte device-uri smart, smartwatch-uri și așa mai departe, când vorbești de toate aceste dispozitive, te interesează foarte mult business-ul care se pretează pe ele și business-ul TSM este esențial, așa că putem să vedem un growth rate din partea TSM lejer de 15 chiar spre 20% year over year, ceea ce s-ar traduce în nicio grijă în ceea ce privește PE ratio pe care îl vedem acum, acest PE de 32, ținând cont că forward PE-ul va fi mult, mult mai mic. Avem un debt to equity de 0,23 care este foarte redus, nu trebuie să ne facem griji, quick ratio 1,48 și current ratio 1,72. Așa că, per total, TSM este o companie genială. Și ce vreau să mai prezint în ultimă fază, o să dau aici puțin share screen ca să analizăm împreună. Avem în față graficul pentru TSM, așa cum am analizat eu puțin tehnic. Nu sunt cel mai mare analist tehnic, însă m-am folosit și eu puțin de niște pattern-uri, niște linii de suport, EMA și un pic de FIBO. În ceea ce vedem pe analiză, din punctul meu de vedere, suportul, linia de suport cea mai puternică pe care a prezentat-o TSM, care a fost testată de destul de multe ori, este și rezistența anterioară. Așa că 107,87 putem să spunem că este o linie de suport bună. Relativ slabe șanse să scape sub. Vedem că o altă linie de suport o avem în jur de 113, nu mi-apare aici numărul pentru că am făcut o comparație cu Intel și cu Samsung pe care o vedeți mai jos. Linia portocalie este Samsung, linia verzuie, albastră, cum o fi, că nu sunt specialist în culori, este Intel. Vedem fluctuațiile pe care le-au avut acestea în ultima perioadă. Vedem că Samsung a fost relativ on par cu TSM, a avut o creștere similară, în schimb Intel a avut un mare lag, lucru care s-a văzut pentru că Intel, de bine de rău, așa cum am menționat și în ultimul video, am mai menționat și prin comentarii, am menționat și de fiecare dată am fost întrebat pe live și așa mai departe, nu mai are un model de business prea bun în ceea ce privește modul de lansare al noilor produse. Este relativ deficitar, este greu de urmărit, nu știi când Intel vine cu ceva nou și când e doar așa un update micuț, așa că Intel a scăzut destul de mult din grațiile investitorilor. Și ca să scot, ca să vedem și prețurile pe analiză, deci avem o linie de suport pe la 113,06, una la 107,95, am pus eu FIBO, mi-a dat 87, în fine n-am pus-o la milimetru. Acestea ar fi cele două linii de suport unde eu m-am simțit confortabil. Prima mea intrare pe care am făcut-o a fost la 117. Sunt mulțumit de ea pentru că prețul real, atât pe care l-am calculat eu, ce am văzut și la analiști, la mai mulți analiști,
este în jur de $140. $140, zic eu, că este mai conservativ, mai conservator din partea mea. Am văzut analiști care spun că normalitatea se află undeva chiar la $145-150 și best case scenario ar fi un 230. Așa că TSM, și dacă luăm acum și ne așteptăm la o normalitate din partea sa, tot o să avem o creștere undeva de 15-20%, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte bine. Dacă privim cazul cel mai bun de $200-250, suntem cei mai fericiți că vorbim de aproape o dublare, chiar de o dublare în cazul în care vorbim de $250. Ceea ce privește linie de rezistență, tot FIBO ne ajută, am trasat-o în jur de $120, vedem că FIBO zice că la 120,98, sunt similare, eu cum am trasat a fost să urmăresc punctele pe care le lovește și niște topuri pe care le-a făcut. De exemplu, aici am avut o linie de suport care s-a transformat în rezistență ulterior, a lovit-o, a testat-o odată și aproape să o testeze și acum de curând. Vedem că face un mic M, aș putea să-i zic aici, doar că vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare. Mă aștept, în cazul în care nu sparge această zonă de 120-121, să continue un pic pe o traiectorie în jos și să se oprească fie la prima linie de suport la 113, fie la 107. Dacă nu, următorul price target ar fi 125, după aceea, având în vedere linia pe care am tras-o eu, și lovește mai multe puncte, printre care a fost la un moment dat o mică linie de suport, cum este și acum, și o linie de rezistență anterioară, cum este și acum, ar fi în jurul acestui preț de 126,26 și după aceea 129, care zic eu că este o rezistență mult mai puternică pe FIBO, pe care dacă o sparge putem să tindem să ne gândim la un nou all-time high. Așa că de urmărit aș cumpăra sincer TSM în jurul lui 107-113, însă că pentru un punct de început, pentru o poziție nouă pe care să o deschidem, a zice că este suficient să luați și acum în jur sub 120. Suntem în jur de FIBO 0382, este un punct bun, potențialul aveți în vedere din nou că este cel puțin 10-15% ca și profit pe care să-l facem în următoarea perioadă, dar în rest eu zic că se poate duce mult mai sus, având în vedere necesitatea pe care o are. Adică chipurile, ce să mai, business-ul cu chipuri și cu semiconductoare, acum cred că o să înceapă să bubuie mai rău decât a bubuit vreodată, pentru că e din ce în ce în ce mai mare demand-ul, totul folosește așa ceva și sunt toate elementele de care avem nevoie pentru o investiție, zic eu, sigură, calculată și așa mai departe. Cam asta am vrut să vorbim despre TSM. V-am prezentat un pic și dintr-o parte de analiză, de analiză fundamentală, puțin și de analiză tehnică, puțin perspectiva mea în ceea ce privește TSM ca și companie, în sensul că importanța pe care o are pe piață, scalabilitatea pe care o are și rivalitatea. Ați văzut, cota de piață este una foarte mare. Ce să mai, eu zic că sunt toate, așa cum am menționat, toate elementele necesare. Dacă v-a plăcut acest video și vi s-a părut interesant, nu uitați dați un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare.